aia să ne la prof online cu exerciții de matematică. Clasa a patra. Deci pornim clasa a patra. Bine, dragilor. Nu. Avem probleme deja. Alo. 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 George, de unde ești tu? Din Sibiu. Băi, George, dar tu ce clasă ești? Dar în ce clasă? A patra. Păi uite-te acum la a patra, facem niște subiecte. Dar dă-ți, dacă vrei să ne pui o problemă, dacă vrei, dă calculatorul pe mute, când facem microfonia acum. Ba, bun, dacă l-ați dat. Alo. Alo. Alo, da. Te aud, George. Ce problemă ai tu? Patru probleme. Hai să vedem una din ele. Hai că am aici forțe proaspete, sunt copii din clasa a patra și o facem rapid. Te rog. Mai tare, mai tare, că mai rar și mai clar, că aici, na, sau de mai greu. Tu mă vezi acum pe la tablă? Într-o livadă sau cu lăzi dimineață, moște, lăzi, cu câte 35 kg mere. 12 lăzi cu 35 kg mere. Da? Dimineață. Iasă conchiată, cu câte 32 kg mere. După amiază, 15 lăzi, da, cu câte 32 kilograme, parcă ai zis, kilograme mere, da. Ce mă întreb? S-au văzut 35 din întreaga cantitate. Deci, se vinde 3/5 din cantitate, da? Și? Iar restul cantității s-a depozitat într-o iarnă înainte de câte 8 kg. Deci, restul s-a depozitat în lădițe de câte, încă o dată, de câte? De 8 kg, da? 8 kg, da. Câte lădițe s-au depozitat, da? Da. Ai văzut că am știut întrebarea. Deci, câte lădițe... Lădițe s-au depozitat. Tu cum ai încercat? Hai să, că tu ești actorul principal, spune-ne cum ai gândit problema asta. Cum ai gândit? N-ai făcut nimic, nu? Te-ai uitat la ea și doar atât. Așa. Ia să vedem aici, am eu pe cineva. Daria, tu cum ai face? Păi, mai întâi vedem câte kilograme de mere sau... Care-i cantitatea de mere, da? 12 ori 35 plus 16 ori 33. Să vedem că care-i cantitatea toată de mere. Și dimineața și după amiază. Corect. Deci de ce ai zis 12 ori 35? Să vezi cât s-o pune dimineață. Hai de 402. Plus. Deci 12. Deci spune așa, cantitatea totală, total, mere culese, egal cu cine totalul acesta? Egal cu 12 ori 35, mi-ai zis tu, Daria, acum, da. Plus 15. Plus 15 ori 32, care o să ne dea 400... 12 ori 35 cât fac?
420. 420 de kilograme odată dimineață. 420 kg plus 15 ori 32 de 480. 15 ori 32 egal cu 480. Plus 480 deodată. 480 kg după amiază. 420 plus 480. În total? Este egal cu 900 de kg. 900 kg s-au cules într-o zi. Într-o zi, în ziua respectivă. 900. Și din... Acum 900 le împărțim la 5. De ce împărțim la 5? Ca să, ca și cum am avea 3 pe 5. Adică 950, se vine 3 pe 5 din ele. Calculăm cât se împărțim la 5 și nu 3. Așa. Deci tu ți-ai închipuit că avem un segment care se reprezinte 900 de kilograme. Cantitatea întreagă. Cantitatea. Și am împărțit în 5. Da? 1, 2, 3, 4 și 5. 5 părți egale. De aceea, da. Zic, nu. Și 900 împărțit la 5 care de 180, deci un segment e 180. Și atunci, 180 este 3, un singur segment. Deci ăsta este 180 expulzare. 180 ăsta. Care și 180. Așa, da. Noi luăm 3 dintre ele. Așa s-au vândut. Și 2 ne rămân 180 ori 2, adică 360. Asta rămân, da? Rămân. Da. 180 ori 2, care înseamnă cât? 360 kg. 360 kg. Am împărțit la 8 ca să vedem câte lădiți. Așa, că 360 se pune toate cantitatea asta în lădițe de câte 8, da? Și se depozitează. 360 împărțit la 8 și vine 45. 45, da. 45 lădițe. 45 lădițe. Asta este răspunsul la problema ta. Ce ți s-a părut atât de greu? Să știi că este o problemă ușurică, George, pentru că îți dă ai informații despre tot ce înseamnă cât s-au cules, nu? Dimineața și după amiază, am putut afla cantitatea totală din ziua respectivă însemnând 900 de kilograme, am făcut 3 cincimi din toată cantitatea, deci 3 cincimi din toată cantitatea și iată, noi am apelat la metoda figurativă. Ne-am închipuit că ar fi un segment toată cantitatea din 900, am împărțit la 5, am văzut că segmentele mici înseamnă 180 fiecare, 3 s-au vândut, adică de 3 ori câte 180, iar 2 au rămas pentru iarnă, 280 ori 2, 360, am împărțit la 8, am împărțit cantitatea la 8 și 45 de lădițe. Deci este un raționament foarte rapid de stabilit, neavând un grad de dificultate sporit. Dar așa este, nu? Da. Noi ne-am antrenat la probleme destul de pipărate. Mai ai vreuna, dacă e tot așa detalia asta, caută să le rezolvi tu, ne urmărești pe noi, dacă mai ai vreuna mai interesantă, ne-o poți da. Te rog. Mă așteaptă, atunci rămâne să te uiți la ceea ce facem noi. Încearcă să înțelegi, să intri pe Prof Online tot timpul, anunță-ți și toți prietenii tăi ca noi să intrăm în lecția noastră. Bine? La revedere! Dacă nu au avut nici o reacție la problema asta, da, e clar. Complicat. Zicem repede. O, mi-am zis că aveți o problemă. Da. Ai o problemă. E foarte frumoasă. Te rog. Deci este... Daria, o problemă la care te-ai gândit, nu? Un pic da. Sau nu te-ai gândit deloc? M-am gândit cât de cât. Hai să spunem cât de cât. La prima citire și adică. Așa. Dar cum ți se dă seama că e frumoasă aici și nu înțeleg eu? Pentru că ieri știi am când... căutat ceva... Dar nu din enunț îți nu poți din da enunț. Seama. Știi? Din, cum să spun eu? Adică din... Nu la prima citire. Hai, cum eu îmi dau seama când o problemă e frumoasă? Nu, după ce o rezolv. În timp ce o rezolv, adică... Nu, dacă nu reușesc să mă concentrez, deci mă concentrez maxim. Și încă nu pătrund problemă și încep să analizez. Cu cât întârzi mai mult la rezolvare, cu atât problema este mai interesantă. Corect. De aici îți dai seama, nu cât citind dacă pe o poveste, știi că e dificilă. Nu ai cum. Așa și prietenul nostru, George, a avut sentimentul că problema asta e foarte dificilă. Dar probabil, a fost la prima citire. Poate a fost la prima citire. Sau poate nivelul lui, hai să spunem și pe cea dreaptă, nivelul lui este mai jos
și n-a avut reacții la problema asta. Eu nu cred că le-a ales așa și să ne citească nouă. Probabil că n-avea destul la antrenament. Cred că l-a speriat fracția. N-au făcut fracție și l-a speriat fracția aceea. Ce însemna 3-5-5? Da. Noi am arătat că noi ne descurcăm foarte bine. Am învățat, e 5-3. Nu era greu. Nu era greu. Și aveai întregul. Adică nu era o problemă care tu trebuia să afli întregul. Ia citește și tu problema. Te rog. Deci, am vizitat grădina zoologică. Am văzut urși, lei, lupi și maimuțe. Dar nu în deci, această urși. Dar așa să scriem. Urși, lei, lupi și maimuțe. Lei, lupi cu lămâni. Așa, și maimuți. Și maimuți. Bun. Și maimuțe, da? Dar nu în această ordine. Da. În prima cușcă, animalele dormeau. Și erau urși sau maimuțe. Deci dormeau urși sau maimuți. Deci în prima cușcă... Așa. Dormeau, eu cred că e important, nu? Da. Animalele dormeau. Și erau urși sau maimuțe. Sau... maimuțe. Deci, nu știu ce era. Era ori urși, nu știu. Ori maimuțe. Eu cred că era urși, domnul profesor. Da. Nu puteau să fie și urși și maimuțe. Nu. Așa. În a doua cușcă, nu erau lupi și nici lei. În a doua cușcă, dacă nu erau lupi și lei, ce erau? Lupi și lei. Și lei. Maimuțe. Erau... urși sau maimuțe? Erau, urși. Da, urși sau maimuțe. Urși. Sau maimuțe în care? În a doua. A doua, da. Bine, domn profesor, din nou urs sau maimuțe? Din nou. Bine, hai. Da. Așa, următoarea. Zi. În a treia cușcă, animalele se uitau în altă parte, nu la mine. În a treia cușcă, îmi place, de acum încep să-mi placă. Animalele se uitau în altă parte, nu la mine. Deci trebuie să fie oricare din aceea. Urși sau lei, sau lupi, sau... maimuțe. Deci singura informație că nu se uitau la... mine. La mine, da? Deci nu se uitau. Se uitau. Așa. Dar e o singură specie în cușcă, să înțeleg, domnul. Da. Eu așa cred, nu da. Puteau să fie la un loc. Nu, e doar o specie. Da. De da, da, în prima cușcă dormeau. În a patra cușcă, da. Nu erau maimuțe și nici urși. Nu erau maimuțe și urși, erau lei sau lupi. Da. Lei. Sau lupi. Sau lupi. În a cincea? Hai că mi-i place de acum. Da. Știam că va plăcea. Maimuțele nu dormeau. Da. A, deci e clar. Maimuțele nu dormeau. Gata, știi ce era în prima cușcă. Când da, deci unde dormeau. Știi? În prima cușcă zice că dormeau. Nu? În prima cușcă spune că animalele... animalele dormeau. Iar în a cincea... Da, da, stai, continuăm problema. Deci în a cincea cușcă... maimuțele nu dormeau. Nu dormeau. Maimuțele nu. E normal, e risagitat. Nu dormeau. Nu dorm. Bun. Nu dorm, da. Da. Continuăm. Lupii se uitau la mine. Lupii se uitau la mine. În a șasea cușcă, sau cum? Cușcă, da? Sau cum? Lupii se uitau la mine. Lupii se uitau la mine. Lupii se uitau la mine. Aici nu sunt doar 5 cuști. Atât. Și acum, maimuțele nu dormeau, domnul profesor, alte informații. Deci, lupii se uitau la mine. Deci sunt câte? 5. 5? Da. Și de acolo la maimuțele nu dormeau, începe să ne dea informații, domnul profesor. Maimuțele nu dormeau. Deci sunt doar 4 cuști. Doar 4 cuști? 2, 3, 4. Și nouă ne spune că maimuțele nu dormeau. Dar 4 cuști pentru că sunt... Da, aveți dreptate. 4 cuști. Așa. Fii atent, maimuțele nu dormeau, da. Maimuțele nu dormeau. Nu dorm. Lupii se uitau la mine. Lupii se uitau. Aha. Deci acolo... L mic, parcă, nu? Da. Lupii, da? Da, da, da. L se uitau. L mare a spus. Lupii se uitau la mine. Și lumic a spus. L mic era lupii. Și l mare ce? L mare lei. Ah, bun. Lupii în ce ordine am vizitat animalele? Gata, eu știu. La mine. Păi, în prima e ursul, că ne spune a doua, așa. Dar mai citește odată, eu așa zic. Da. E prea frumos, mai citește odată. Iartă-mă, Davide, dar de unde știi că-s mai? Da, să citesc eu, Dario. Nu, lasă. Am vizitat grădina zoologică. Am văzut urși, lei, lupi și maimuțe. Dar nu în această ordine. Nu în această ordine am văzut urși, lei, lupi, așa. În prima cușcă, animalele dormeau. Și erau urși sau maimuțe. Aha. În a doua cușcă nu erau lupi și nici lei. Da. Așa. În a treia cușcă animalele se uitau în altă parte. Deci nu se uitau la mine. Deci, bun. Lei. În a patra cușcă
nu erau maimuțe și nici urși. Maimuțele nu dormeau, lupii se uitau la mine. În ce ordine am vizitat? Care e întrebarea? În ce ordine am vizitat animalele? Aha. Da, deci prima e ursul. Deci prima e ursul, nu? Ursul din care ce mai urs mai dor. Urs, maimuță, leu și lup. Bun. În a doua ce e? Maimuța. Maimuța. Leu. Da. A acolo leu. Lupii se uitau la mine, dar ăla din cușca a treia nu se uitau. E leu. Deci ai zis? Leu. Trebuie să-l vedem? Da. Și jos e lup. Și sunt subățele? Clar. Super! Da, da. Frumos! V-ați plăcut? Da, da. Aici a fost chestie de atenție. Corect. Da, atenție la formulare. Și negația folosită, da, da. O problemă frumoasă. Acum da, vreau. Asta a fost, doamna profesor, de la concursul Florica Tâncâmpa, de la interjudețeală. Bun, bun, și frumoasă. Problema mi-a plăcut. Să zicem... Da, dar acum are și el o problemă. Avem 30 de grinzi de lungime 3 metri și respectiv 4 metri a cărora suma a lungimilor este de 100 de metri. Păi iau așa, deci avem? Avem 30 de grinzi. 30 grinzi. 30 grinzi. De lungime 3 metri și respectiv 4. De 3 metri și de 4 metri. Da. De 3 metri și 4 metri. Nu știm cât sunt de 3, nu știm cât de 4. A căror sumă a lungimilor este 100 de metri. Deci, de astea de 3 să spunem că sunt X, și de astea sunt Y, da? X și Y. Deci, totul este 100. Da, lungimile sunt 100. Înseamnă că X ori 3 înseamnă lungimile, suma lungimilor celor de 3, x ori 3, dacă sunt două. Deci stați puțin, poți să mai citești da. Da, 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 da. Deci avem 30 de grinzi, da. De lungim, 3 metri și respectiv 4, a căror sumă a lungimilor este 100 de metri. Pe la ipoteze. False ipoteze. Pentru că negativul sunt făcut 4. De exemplu, fac 30 ori 4, 120, 120 minus 20, 20, 20. Da, dar nu te grăbi. 10 e bună ideea, da, nu? Și sunt 20 de 3 metri și sunt 10 de 4 metri. Vezi cât e rapid. Cât nu era început. Nici eu nu pot să o urmărez, domn profesor. Da. Și câte... Stai, bine. Zi în continuare. Așa. Câte tăieturi se pot realiza din aceste grinzi butuci cu lungimea de 1 metru? Păi, dar e simplu, dacă sunt 20 de 3 metri și 10 de 4 metri, 20 împărțit la 3. În sfârșit, tăietura acționează asupra unui singur grinzi. Și sunt 30 de grinzi. Trebuie să s-o trebuie să ne gândim, nu te grăbi. Păi 30 împărțit la 2. Dar nu te grăbi, dragă. Sunt 30 de grinzi de 3 metri. Deci grinda aia de 3 metri ca să o duci, să o tai în 3 butuci. Cât sunt de 3 metri? Câte grinzi? 20. Să zicem că ar fi toate de... Să ziceam, că ar fi toate de... Deci o grindă are 3 metri, da? Ca să o tai, el zice câte tăieturi. Ca să o tai pe aia de 3 metri la 1 metru, îi face o tăietură 2 la aia de 3 metri. Sigur că da. Și la aia de 4 metri câte tăieturi îi face? 2. 3. Aici deci mare atenție, trebuie să fie atenți. Că ne dăbă câte tăieturi, nu ne grăbim. Da. Aici trebuie să lucrăm mai exact. Tu ești foarte repezită, Daria. Ca să câștigi în forță, știind că ai o slăbiciune, aceea de a te duci pac, parcă ești mitralieră. Te duci foarte repede. Este foarte frumos. Dar știi slăbiciunea și atunci faci așa. Mai analizezi de două ori. Exact ca la croitorie, zice. Da. Înainte de a tăia o dată, măsori de două ori. Corect. Da? Așa și aici. Îmi știu eu slăbiciunea mea și am timp. Am timp să fac analize, că am viteză. Exact, că tu nici într-un minuțel nu există totul, dar eu nici n-am avut cu domn profesor, nici nu te-am vorbit. Deci, domn profesor, m-am gândit să folosim metoda falsă ipoteze. Așa. Ca să avem... Pentru prima parte, nu pentru a doua. Pentru... Ca să avem câte grin sunt de un fel și câte de celălalt. Corect. Și pentru că mie îmi place foarte mult metoda cu mai multe grin, că e mai ușoară, pentru mine. Presupunem că toate ar fi de 4 metri. Corect. Deci, hai să ne apucăm de lucru. Da. Deci prima întrebare la care trebuie să răspundem este asta. Câte grinzi sunt de 3 metri și câte sunt de 4? Deci, 1.
câte grinzi sunt două puncte? De 3 și de 4 metri. De 3 metri, da? Da? De 3 metri și de 4 metri. Și acum calculăm. Da. Noi facem 30 de pari. Presupunem, dar scriem. Presupunem, scriem asta. Așa, așa, așa. Punem că toate sunt de 4 metri. Deci aplicăm metoda. Metoda. False ipoteze. Ipoteze. Care sună? Și iată cum vorbim. Presupunem că toate... A, eu am scris asta deja. Toate grinzile sunt de cât? De 4 metri. 4 metri. Atunci, lungimea totală ar trebui să fie... Da, facem 30 ori 4. El, lungimea L total, Lt, să zic așa, ar fi... 30 ori 4 egal 120 metri. 120 minus 100, 20, care de 20. Deci scădem acum, că am depășit lungimea. Da. Deci, cum spune, cum în problemă? Problemă. Lt este egal cu 100 metri. Lt, uitați cum a notat profesorul. Lt, adică lungimea totală. A celor 30 de grinzi. Da. Lungimea totală este 100 de metri și nouă ne-a dat 120. Avem, se vede treaba, un plus, nu? Deci da. De aceea scădem. Da, facem 120 minus 100. Diferența. Sa? Care îmi dă 20. 120 minus 100 egal cu 20 metri mai mult. Deci am 20 metri mai mult decât aveam. Asta ce înseamnă, da? Păi scădem. Am scăzut, și? Așa, și 20 împărțim la 1, pentru că 4 minus 3 dă 1. Diferența. Și împărțim la 1. Noi avem experiența că... cu în parcare sunt biciclete și triciclete și vedeam noi care e diferența. Sau persoanțe cu nu știu cât de care. Sau apartamente. Sau și cu animale. Exact. Așa. Și da. Deci de aceea, Daria, dar aici e miezul problemei, Daria. Care dă 20. Când zice 4 minus 1, pe 4 minus 3, da? Acești 20 de metri vin din faptul că am presupus că toate grinzile sunt de 4. Și fiind diferența între 4 și 3 de 1, înseamnă că fiecare metru îmi indică cu câte o grindă. Da. Nu? Deci da, 4 grinda de 4 o fac de 3. Da. Așa. Sau deci grinda de 4 o facem de 3. Și 20 împărțit la 1, pentru că 1 dă 1. Și atunci 20 împărțit la 1. Și 20 de grinde de 3 metri. Și facem 30 minus 20 grinzi de 3 metri. 3 metri, da? Și pentru că avem 20 de grinde de 3 metri, 30 de grinzi. Cum 30? Număr. Număr total. Număr total egal 30 grinzi. Atunci și facem 30 rezultă minus 20. 30 minus 20 egal cu 10 grinzi de 4 metri. Grinzi de 4 metri. Acum, stai puțin, Daria, să mai citim. David, acum citește încă o dată partea a doua, nu? Eu așa zic. Se pot realiza din aceste grinzi. Câte tăieturi? Da, din câte tăieturi. Hai să spunem și răspuns. Răspuns. Păi putem să facem mai întâi segment. Stai puțin. Daria, răspuns. 20 grinzi de 3 metri. Și 10? 10 grinzi de 4. De 4 metri. Acum, David, este clar. Deci, cu câte tăieturi se pot realiza din aceste grinzi butuci cu lungimea de 1 metru? Câte tăieturi ne-ai interesat? Câte tăieturi? Păi am o idee. Mai zic, să spunem, facem un segment. Pentru 3 metri. Așa. Deci aici desenăm butucul de 3 metri. Metri care îl împărțim în 3. Grinda de 3 metri. Da, grinda de 3 metri. Care îl împărțim în 3. Și grinda de 4 metri. Și observăm ce observăm la grinda de 3 metri. Câte tăieturi facem? 2. 2. Și la grinda de 4 metri o să facem 3 tăieturi. Și o să facem altă culoare tăieturile. Uitați, face domn profesor. Da. Da, și la grinda de 4 metri facem aceleași tăieturi, numai că mai adăugăm 1 metru. Adică 3 tăieturi. Deci o să facem una, două, trei tăieturi,
Așa, și ce ne întreabă problema, Davide? Câte te întreabă? Cu câte? Câte tăieturi, câte tăieturi se pot realiza din aceste grinzi, butuci? Câte tăieturi în total? De un metru. Și acum în total? Cu lungime de un metru, păi în total sunt 5 tăieturi. Păi stai puțin, la o grindă, dar uite câte grinzi sunt. Păi sunt 30. Sunt 20 de grinzi. Păi facem 2 ori 20, adică 40. Plus? Deci număr, număr de tăieturi. 40 și la grinzile de 3 metri. Pentru cele, pentru cele de 3 metri. Da? Câte este numărul 3? Înseamnă 2 ori. Facem 2 ori 20 plus 2 ori 10 care nu, 2 ori 20 egal cu 40. Așa scrie domnul profesor. Număr tăieturi de tăieturi pentru grinzile de 4 metri. Pentru grinzile, pentru cele de 4 metri. 4 de. O să facem 2 ori 10. 4 metri. Câte tăieturi sunt la 4 metri? Sau 3. 3 sunt. 3 și 3. 3 la și figurat. Normal, 3 la 30. 3 ori 10 egal cu 30. Și în total câte sunt? Tăieturi. Sunt 70. Și acum câte tăieturi am efectuat în total? 70 de tăieturi. Da, așa trebuie să vedea acasă, domn profesor, câte da. Tăieturi? Număr total. Da, da. Număr total și 40 total tăieturi. Așa de tăieturi, da, ea. Total. De tăieturi. Total tăieturi. 40 egal plus 30. 40 plus 30. Care este egal cu 70 de tăieturi. 70 tăieturi. Foarte super. Problemă. Hai să vedem care au fost capcanele. Capcanele, cred că am vrut să pună la... Aici, cu tăieturile. Da, cu tăieturile. Că rest e problema, este pur și simplu o problemă normală. Clasică. Da. Dar tăieturile... Nu ne relegim la repede. Vezi, Daria, o gândim? Băi, dacă grinda are atât, câte tăieturi trebuie să faci? O gândim? Nu ne repezim aici. Nu ne repezim, că dacă nu eram contra timp. Cronometru. Da, încă 3 secunde. Daria. Dacă nu am fi fost atenți, am fi putut gândi din fuga cea mare, sunt 100 de metri liniari. 100 de metri liniari. Liniari, corect. Cum vreau să o tai la un metru, da. Ia am făcut 99 de tăieturi. 99, nu pun în capete, da. Unul din capete. 99 de tăieturi și am răspuns la problema. Fals. Ia uite cât era. 70. Pentru că e vorba de faptul că ele sunt grinzi deodată să pierd niște tăieturi. Sunt 30 de grinzi. 30 de grinzi să pierd. 30 de tăieturi. Da, deodată. Aproape 30 de tăieturi deodată am putea să ne dăm seama. Da. Dar da, mai interesant este faptul că aici... Domn profesor, dacă cineva are spre 100 minus 30 și ar da 70 de tăieturi, s-ar pune nu, în putajul? Nu, nu se uită nimeni la ea. Nu se uită la problema. Deci acela îi dat 0. Poate să spune omul, de unde i-a venit lui 100? Adică de ce am spus? Păi așa mai bună, îi scădem. Este varianta clasică. Din 70, din 100 scădem 30. 100, cum văzut, era un număr care era 100 acolo. Era acolo, da. Și 30 de grinzi. Și un număr da? Acolo. Nu mă interesează 3 și 4 de acolo. Să analizezi asta. Facem din 100, scădem 30. Spune și el cu 4 și 3 de 7, îl mulțește cu 10. Și eu am făcut treaba. Și de la ghici. Da? Da? Nu, nu, nu. S-a întâmplat să fie 70 de număr de tăieturi. Dar iată, iată, este rezultatul. Dacă era acolo, de exemplu, mai puțin și de 70, nu era așa. Deci, vezi, trebuie să avem multă grijă, viteza îmbinată cu răbdarea. Exact. Face deci, mi-e place că ai viteză, mama, dar un pic mai pui, adică nu mai trebuie da. Așa tare. Da. Da. Știi cum? Mi se te putem urmări. Da, profesor, este foarte frumoasă problema. Da. Mai găsit, da, vine eu cu una mai frumoasă. Da? Așa. Da. Asta e la replica. Da. După asta o așteptam. Adică așteptai momentul ăsta să vii cu ceva și mai interesant. Dar mai dăm voie un pic să spun așa. Că ce vă trageți de timp? Vă trag de ce? Mă interesează să plecăm la problemă. Da. Să plecăm cu ceva profund de aici. Și anume, dacă aș spune că într-o
revin la problema noastră clasică, ca să punctez aici începutul, startul problemei, da? Dacă nu, dacă nu, deci dacă spunem așa, într-o, cum spuneam, într-o colonie, într-o colonie sau cum spuneam, într-o cartier, deci într-un cartier, alea cu casele, cu camere, cartier, sunt zile care au în componență 8 și cu 7 camere. Nu, 8 și 7, una? 25. Nu, două vile, hai să spunem, de 5 și de 7. De 5 și de 8 camere. 5 camere și 8 camere. Ok, și câte vile sunt? În total sunt 20 vile. Iar numărul camerelor, să acum să gândim, vă rog să-mi dați voi numărul camerelor. 100! Știi, bine că nu la întâmplare. Stați. 40. Sunt sigură. Ești cu 40, da? Dar nu știu. 40. 40, da? Iar te repezi foarte tare. Iar, 40. Mama, 20 de zile și uite câte camere. 20. O singură vilă are 5 camere. Și 8 camere. 5 8 camere. 115, domn profesor. 115. Bun, nu-i la întâmplare. Deci nu la întâmplare. 115. Camere. Iată că Mihaela vine cu 115. 105 camere. Și multe vine și multă număr pe camere. 115, spui tu. Camere. Mama, camere. Dar cum să fie 115? Ei, nu, tu așa m-am gândit de 115. Bine. Da, ai putea totuși să faci tu niște precizări? Mama trebuia să gândească la un număr de camere cuprinse între cine și cine. Corect. Între 100 și 160. Între 100 și 160. 160 cu 8 ori 20 fac maxim 160. Deci numărul maxim care poate fi dat este de 160. Și minim 100. Și minim 100. Nu 40. Ai văzut? Din nou, acum discutam de slăbiciunea ta și a ieșit. Da, am dat doar un număr. Și eu am S-a dat 115 camere, foarte corect. Foarte corect, ești sigură? Da. Da. Hai, continuăm. Adică, deci, cred atenție. Că 5. Faci 5 ori 20, 100. Da. Faci 100 minus 15. Așa, 100, 115 minus... Da, 115 minus 100 și 100 minus 15. Și fac 15 împărțit la 3. 15 împărțit la 3, dar de ce la 3? Pentru 8 minus 5. Cele 15 camere provin de la diferența dintre apartamente? Da, apartament. Și să am 5 camere de 8. 5 vile. 5 vile de 8. Și corect. După aia o să fac 20 minus 5, 15 de... De foarte corect. Tare. Foarte tare. Intrat direct pe problemă. Are dreptate. Are dreptate. Sigur. Am făcut-o. Da. Bine. Tu ai și calculat. Am insistat pe problema asta. Deși noi am prelungit problema asta, am făcut, mi-am amintesc, alte probleme mai dificile, da, un da, alt da. Grad. Dar eu nu mai amintesc acum. Problemii și cu iepuri și cu numărul de picioare, fără să dăm numărul total. Așa era o șmecherie foarte tare. Da, și nu trebuia să ghicim numărul total, dar era super. Da. Adică știi nu ce? Să ghicim. Fiindcă nu mai amintesc problema, modelul acela de probleme, cum le-am preluat, le-am prelucrat și le-am aranjat, vă las vouă să vă uitați pe filme undeva înapoi. Da, dar profesor, nu mai amintesc problema. Deci noi, da, 7... Nu. Deci ne dădeați numărul și noi făceam 5 ori și vedeam numărul minim și numărul maxim. Asta și nu... Și trebuia să stabilim noi care este numărul de... Bună. Dar e altceva. Trebuie să vedeți un soi de problemă cu un grad de dificultate mai mare. Păi, caută. Din perioada aceea. Da. Când făceam în perioada asta, nu i-am făcut. 4, da. Pe semestru. 4? Da. Pe semestru întâi, acum. Exact. Deci aveți lecția oarte, data clasa 4, vedeți toate lecțiile voastre și uitați-vă. Și erau pe picioare, nu aveam numărul de capete acolo. Ceva era, dar dăm o altă informație, raportul dintre nu știu cine, nu știu cine. Era tare. Și nu pot să cred că am uitat modelul acelui problemă. Da? M-aș fi interesat ca să revenim. Dacă cineva își amintește, sunați-mi. Nu știu dacă își amintește. Dacă noi cei care am făcut-o nu ne mai amintim. Cu siguranță, așa este. Deci nu am dat numărul de capete. O să le găsiți. Am dat doar numărul de picioare. Parcă. Și un raport era. Da. Un raport frumos care ne permitea să ne ducem... Mai complicat. Mai complicat decât asta. Super. Asta devenea banală în raportul aceea. Asta nu și ușoară. Da, acum ne pentru copiii care lucrează, e ușoară. Uite că sunt copii care nu lucrează și pentru ei
Aia prima. Exact, ai văzut? Bun. Am ținut, înainte de a pleca de lângă problema asta, am ținut să revedem modelul acesta clasic al falsei ipoteze, pentru că scăderea asta 4 minus 3 s-a vrut să fie aici 4 și 3. Poate foarte mulți n-am înțeles de ce facem. Iată aici scăderea 8 minus 5, 3. Acel 15 camere în plus vin de la apartamentele cu 8, la vilele cu 8 camere. Și de aceea noi împărțim pe 15 la 3, la diferență, și aflăm numărul vilelor. Avem numărul vilelor de 8 camere. Nu mai dați din astea. Da? Nu, eu am o problemă. Da, ai înțeles problema, ți-ai reamintit-o, nu ca pe discuții putem grea, să... Da, e una grea. Imediat, acum e rândul, dar e rândul meu. Da. Deci... Mă bucur că aveți probleme. Trebuie să fiți foarte atenți, domnul. Asta încerc să știi. De fiecare dată când încep discuția cu tine, eu propun să fiu foarte, foarte atent. Dar... nu reușesc de fiecare dată să merg în ritmul care gândești tu. Da. Eu sunt cu frâna. Deși eu la fel. Domn profesor, știți, eu mă gândeam. Azi m-am gândit. Da. Îmi pare rău pentru David. De ce? Și el... Ce nu, problemă? Că e o problemă faină! Problemă șmecheră! Ce problemă îi dă Daria acum? Și acum îmi pare rău pentru mine, că știu că o să fie și el una grea. Știi ce te așteaptă și pe tine la rând. Ia caută Davide și tu una. Eu am găsit una șmecheră, Davide, trebuie să fii foarte atent. De unde? Pentru de că liceu? E... nu e de la niciun liceu. E de la concursul Alexandru Miller din Iași 2004. Covei o insulă? Da, dar nu te uitat la răspuns, drăguțule. Eu cam. Nu, caută alta, că și el o avea pe asta. Hai, caută nu alta. Nu avea pe aia, eu am pe alta. Tu de pe ce aștept. Da? Caută mai grea, așa, Davide. Liceul Teodorii Dimitrie din Iași. Așa, tot din Iași tu? Da, a văzut și ea care o steluță de foarte tare. Știi că eu aș vrea, nu contează, eu aș fi făcut din astea cu ABC. Nu, lasă. Bă, Davide. Davide, ia caută din astea. Nu, așa, Davide, bravo. Caut din alea cu fracții. Și cu ABC. Da. Super. Așa, mai întâi fii de la problema mea, că e pentru tine specială. Am găsit. Pe o insulă, locuiesc numai arici, șerpi și vulpi. Ce ai tu? Nu. Și vulpi. Fiecare animal mănâncă o dată pe zi. Da. Astfel încât aricii mănâncă la micul dejun câte un șarpe. Aoleu, aici tare. Câte un șarpe. Aici mănâncă șarpe. La micul dejun, dar nu, sunt mai mulți arici, sunt mai multe șarpi, sunt mai mulți. Aici mănâncă o dată. Deci, o dată în zi. Da? Astfel încât că, deci la micul dejun, ariciul mănâncă un șarpe. Șarpe. Orice vulpe mănâncă la prânz cu un arici. La prânz. Deci nu la micul dejun. La prânz. Dar mănâncă o dată în zi, da, când e un singur dată exact. În zi, da. Vulpea mănâncă arici. Da, vulpea. La prânz mănâncă un arici. Vulpea. Mănâncă arici. Iar orice arici. Șarpe mănâncă la cină câte o vulpe. Mănâncă câte o vulpe. La sfârșitul zilei de miercuri. Mai da. Pe insulă a rămas un singur animal. Câte animale existau pe insulă luni? Înainte de micul dejun. Vai, de bata mea. Deci, uitați care-i faza. Câte au rămas luni. Adică, nu, câte au fost luni. Nu miercuri, luni. Câte au fost. Deci, nu. Mai cine și-o dată. Întreabă câte animale existau pe insulă luni. Nu miercuri, luni. Da. Înainte de micul dejun. Normal, adică înainte să apuce de mâncare. Da. Deci, mai și mă dată problemă. Da. Și a rămas aici, stai. Dar trece la început. Miercuri. La sfârșitul zilei de miercuri. La sfârșitul zilei de miercuri.
Deci după cină, după cină. Da. După ce am mâncat șarpe, miercuri? Da. După cină. Da, da. După cină, pe insulă a rămas un singur animal. A rămas un animal. Sincer, spune, cred că a rămas șarpele, pentru că șarpele rămâne cu ultimul. Nu știu, să vedem. Rămâne, rămâne da. Un animal. Așa. Câte animale existau pe insulă luni? Da. Înainte de micul dejun. Bine, adică câte animale erau pe insulă înainte de s-a apucit de mâncat? Adică, frate, câte animale erau duminică, că... Nu mai contează. După ce... Animale erau... Luni, da, același, de micul același animale se mâncau același... Luni. Da. Deci arici, mai citești odată, arici... Dar cum ai... Pe o insulă locuiesc numai arici, șerpi și buni. Numai arici, șerpi și buni. Nu știu. Dar am o întrebare. Animalele erau același sau vă făceau? Nu, același toate. Că... Dar erau mai multe animale, dar mai multe specii. Da, mai mulți arici, nu un arici. Erau mai mulți arici. Mai multe buni. 20 de arici, 70 de... Fiecare animal mănâncă o dată pe zi, deci asta știu. Astfel încât orice arici mănâncă la micul dejun câte un șarpe. Orice vulpe mănâncă la prânzul arici, iar orice șarpe mănâncă la cină câte o vulpe. La sfârșitul zilei de miercuri, pe insulă a rămas un singur animal. Câte animale? Miercuri? Câte animale existau pe insulă luni înainte de micul dejun? Domn profesor, sinceră să fiu, acum nu... Deci, miercuri nu mai... Domn profesor, știți, eu sinceră să fiu, mă gândesc că ar fi rămas un șarpe, pentru că șarpele mănâncă ultimul, știți? Așa că ai gândit-o la prima chestie. Hai să le gândim. Deci șarpele rămâne. Pentru că șarpele mănâncă ultimul. Șarpele mănâncă ultimul. Și așa o luăm de la sfârșit înapoi, până luni, știți? Adică miercuri, spunem șarpele, mai este și vulpea, mai e o vulpe, mai e... Mersul înapoi, tu zici, să luăm. Da, pentru mai deci șarpele și vulpea, apoi vulpea și ariciul, ariciul și vulpea, așa scrie doi șerpi, doi... Așteaptă foarte. Merit pe observația asta că ultimul care mănâncă miercuri șarpele. Șarpele și mănâncă vulpea. Mănâncă vulpea și cum a rămas un singur animal, el a rămas. Este o observație foarte tare. Ca să mergem vreau în ziua de luni, știți? Dar stai să mergem un pic înapoi, mami, iar asta e faza de înapoi. Asta-mi spun. Acum vrem să fim și noi lângă tine. Exact, îi vă explic ca să înțelegeți. Păi stai puțin, lasă-mi. Așa, deci. Deci miercuri. Miercuri. Facem așa? După ce? Miercuri a rămas un șarpe. Miercuri. Miercuri. Șarpele mănâncă vulpe. Șarpele. A rămas miercuri. Un șarpe. Atenție, facem așa. Miercuri. Marți. Marți. Și luni. Și luni. Luni. Spunem... micul dejun, facem o tabelă. Domn profesor. Da, mă. Ce drept. O tabelă. Așa. Facem așa. Uite, fii atent, Daria. Uite, Daria, așteaptă acum. Micul dejun. Micul dejun. Puneți casă. Ce tare. Micul dejun. Prânz. Și cină. Păi și tu, Daria. Da. Și cină. Acum miercuri acolo, domn profesor, nu? Sau cum? Miercuri seara. Da, aici. Șarpele mănâncă vulpe. Deci, e un șarpe și o vulpe, da? Deci, nu, e doar un șarpe miercuri seara. Că o mănâncă pe vulpe după cină. Păi da, dar eu vorbesc de câte animale sunt. Adică câte animale sunt acolo, adică ca să ne dăm seama câte sunt, câte animale aici la până ziua de luni. Uite, aici au rămas. Cine au rămas? Acolo șarpele. Șarpe. Dar acolo sus, în tabelul nostru, e șarpele și vulpea. Șarpele și vulpea. Aici, da? Aici, da. Da, acolo e șarpele și vulpea. La cine este șarpe plus vulpe. Bun. Apoi... Vulpea mănâncă arici. Da. La prânz. La prânz. La prânz acolo sus, tot miercuri, vulpe plus arici. Dar și șarpe. Șarpe, luăm pe astea. A, da. Șarpe plus... Plus V plus A. Plus aici. Și cea de sus? Și cea de sus o să fie tot așa. Ba nu. Cea de sus o să fie... Aici A plus Ș plus Ș plus V plus A. Că sunt și acestea. Deci Ș plus V și A. De așa e urmă. Ș plus V plus A. Plus V plus... plus... plus șoarece, plus șarpele, aici. Ariciul și șarpele, plus V,
Plus A plus C. Nu mai pun nimic. Mă, dar stați puțin. Ia uitați-vă. Luni, domn profesor, la micul dejun, ariciu este mâncat... Ariciu mănâncă șarpele. Da, nu mănâncă vulpea. Deci, hai să luăm încă o luăm de la asta. Rămân șarpele. Deci, șarpele, da. Aici, la cină, la cină să te aud de vorbă, cine? Șarpele și cu vulpea. Da. Și vulpea a da. Fost mâncată și de ce au rămas șarpele? Da. Deci, înainte da. De mânca, erau aici, la cină. Da. Mai la sus, la prânz, era șarpele și vulpea, dar n-avea șarpele nevoie să mănânce, că nu mânca la... Nu, vulpea mânca aici. Deci... Vulpea mânca aici, dar mai era și șarpele. Era, și dar nu avea treabă. Dimineață, erau toți ăștia trei, dar și încă un arici deci, și încă un șarpe. Șarpele și cu vulpea sunt aici prezenți. Corect. Dar e și ariciu, pentru că vulpea îl mănâncă pe aici. Da, la prânz numai vulpea mănâncă. Așa. De aceea vulpea... Adică ariciul mănâncă pe aici. Domn profesor, gata! O să știu, știu. Sus aici este șarpele, val... Șarpele, șarpele, vulpea, și plus cel mâncat. Șarpele. Cel mâncat cine este? Șarpele. De cine e mâncat? Este ariciul. La mine de stai pe Daria puțin. Ba da, mai este și șarpele. Uite, șarpele, da, mai este și șarpele. Daria, câte unul dispare? Da, domn profesor, numai că mai este și dar mai este și V. Așa. Nu mai este și V. A, mă scuzați. Păi de ce? Deci noi avem ăștia, dar noi înainte, cum să rămână acolo un arici, dacă ariciul deja a fost mâncat? Dar cine îl mănâncă? Păi îl mănâncă... Vulpea. Ariciul mănâncă vulpea, domn profesor. Dar acolo deci noi deja mai avem unul. Mănâncă pe cine? Pe arici, da? Da, nu. Da. La, nu era la prânz? La prânz vulpea. Mănâncă vulpea, v-am zis. Și la dimineață, ariciu mănâncă șarpele. Deci aici trebuie să spunem... Păi, da, da. Ariciu... Ariciu aici îl mănâncă pe șarpe, da? Da, da mănâncă pe șarpe. Atunci, atunci punem încă un șarpe aici, da. În plus, da? Da, și o să mănânci un șarpe mai rămâne. Uite, mă, dacă tu ai dreptate, eu repede fac, da, refac calculul. Deci, față de numărul ăsta, Daria, numărul ăsta este preluat aici, de el am pus, și doar el a mâncat, îl pun aici. Pentru că dimineața mănâncă, uite, Daria, hai să mai judecăm o dată, dimineața, cum a pus domn profesor la micul dejun, numai ariciu mănâncă șapele. El mi l-a mâncat. Dar în rând mănâncă numai vulpea. Dar mai e un arici, adică mai e unul. De ce? De ce? Că doar de uite, și mai ce? Dacă ariciu nu moare, șarpe ești plus. Ariciu. Da. Șarpe, uite-te cum am plecat de jos, am plecat șarpe, șarpe plus vulpe, șarpe plus deci vulpe. Deci adaug încă o vietate. Un animal. Încă un animal. Acolo de ce să adaug două? Deci hai să o luăm de sus acum, domn profesor, să vedem dacă ne iese. Deci, hai să o luăm de sus. Zi, într-o zi, Daria, într-o zi, Daria. Miercuri dimineață. Da, pe o insulă. Pe o insulă locuiesc numai arici, șerpi și vâne. No. Acum să vedem, să facem proba de aici. Haideți, vă rog frumos. Hai. Dimineață erau doi șerpi, erau un doi șerpi. Cu vulpea și ariciu. Corect. Ariciu mănâncă unul șarpe, unul din cei doi șarpi. Da. Șerpi, da? Da. Unul din doi șerpi. La prânz mai rămâne un șarpe. Dacă ar fi fost doi arici, mânca fiecare câte un șarpe. Dar ariciul nu a murit, el e încă viu. El l-a mâncat și stă liniștit acum. Da? La prânz rămâne un șarpe. La prânz rămâne un șarpe. O vulpe. Au fost doi șerpi, da? Un șarpe, o vulpe și ariciu. Corect. Ariciu moare. Nu moare, este mâncat de vulpe. Da. Vulpea mănâncă ariciu. Că la vulpea mănâncă ariciu și spare ariciu și rămâne seara, șarpele și cu șarpele și cu vulpea. Și după aia șarpele mănâncă vulpe și rămâne. Corect, și rămâne șarpele, e corect. Bun. Acum bun. Și vin și cu luni. Noi pe miercuri am ajuns. Da, profesor, și acum am o întrebare mică. Acum noi ar trebui să adunăm câți animale au fost și să le punem acolo jos. Nu aici, aici spune, da? Dar de ce le punem acolo? Păi hai să vedem, asta am ajuns miercuri. Aici, bun. Da. Aici, la sfârșitul zilei, da? Da. Deci, doi șerpi. Plus o vulpe. Plus un arici. Și acum o luăm iar. Cine mănâncă la cină? Șarpele mănâncă vulpea. Dar trebuie să fiecare șarpe mănâncă câte o vulpe. Adică și doi șerpi și două vulpi. Dar profesor, de la jos nu mă mai iau. Apoi spun același lucru. O să fie doi șerpi și două vulpi. Doi șerpi și două vulpi.
Doi șerpi și... Da, domn profesor, așteaptă puțin, da, de la de jos. Păi, pentru că asta, exact asta de aici, da? Păi da, dar de ce mă legați de la de jos? Dar așteaptă ca să spun. Mersul înapoi, asta înseamnă. Deci acum noi am aflat miercuri dimineața câte animale erau. Și le-am pus jos acolo, la marți. Da, păi da. Păi și marți adică începe după, să se mănânce. După momentul de cină, de da. Miercuri seara, am zis da. Un șarpe, da? Da. Da. Și pe am pus șarpe cu zâmbi. Înainte de cină. Da. Deci acum s-a întâmplat un eveniment. Da. Da. Ce șarpele mânca vulpea. Da. Aia a dispărut. De aia am spus, înainte de a mânca, aia am pus aici. Corect. Da. Și aici înseamnă că ne mai trebuie vulpe. Aici. Că doi șerpi. Cei doi șerpi. Uite-te. Da. Daria. Deci, eu... Eu zic că trebuie da, să mai adăugăm. De ce nu sunt patru șerpi? De ce nu sunt patru? Zic că, vedeți, la următoarea relație rămân doi șerpi. Și situația asta de seara, de dimineață acum, de dimineață, de miercuri dimineață, au surprins-o marți... marți seara. Bun, și haideți să adăugăm acum. După masă. Și acum, haideți... Șarpele mănâncă vulpe. Fiecare da. Șarpe. Fiecare șarpe. Adică două mănâncă... Și nu este decât o vulpe, mai trebuie una. Mai trebuie câte una, da? Da. Dar nu neapărat... Dar am trebuit și doi arici, înseamnă. Mai trebuie și un arici. Nu. De ce? Dar că trebuie să mănânci sau... Dar nu am un doi șarpe, nu poate să mănânce. Păi dacă avem două vulpi, vulpea trebuie să se hrânească? Dacă păi vedem cum face la prânz. Așteaptă, întâi să facem cina. Deci, cei doi șerpi... Aici trebuie să mănânci fiecare câte o vulpe. Da. Da. Dar nu poți să bată vulpea în jumătate? Bă, dar stați puțin, măi copii, nu mai săriți. N-avem decât o vulpe, nu mai trebuie o vulpe, nu. Mănâncă o vulpe întreagă. Mănâncă o vulpe întreagă. Eu zic că trebuie să adăugăm două vulpi. De ce? Pentru că acele două vulpi, da. Ca să le oferim hrană pentru cei doi mănâncă șerpi. Mănâncă cei doi șerpi și după aia mai rămâne... Nu o singură vulpe. Că dacă punem o singură vulpe, la momentul acela cei doi șerpi mănâncă cele două vulpi și nu mai este vulpe pe aici undeva, pe traseu. Da, se pierde. Da, aveți dreptate. Două vulpi trebuie. Deci trebuie să adăugăm două vulpi. Deci, deci înainte de a se așeza vulpea, la da. Masă, așezăm doi șerpi, da. Trei vulpi. Trei vulpi. Și un arici. Și plus un arici. Bun. Plus un arici. Ascult, pentru că așa erau la sfârșitul zilei, Daria. Ariciul de aici, așa venit așa, s-a liniștit. Da, dar... Ascultă puțin, ai un pic de răbdare, dar așa ai să înțelegi. Deci, pentru că așa l-a găsit vremea de aici. Pentru că el a avut acțiune pe aici, s-a întâmplat să fie fost prezent. Nu sunt aceleași acțiuni de aici. Acum o să vedem. Ai răbdare puțin. Daria, hai să vedem. Deci noi, de la șarpe, am adăugat aici o vulpe pentru că a fost mâncat. Asta, situația de aici, vulpea avea nevoie să mănânce pe arici, parcă a fost da, nou, da, da. Da. Și am trebuit să-i pun ariciul, deci vezi că de jos în sus adaugă după nevoi. Așa și aici. Da. Situația de aici, înainte de a se produce prânzul, micul dejun, micul dejun a impus să fie doi șerpi, pentru că șarpele acesta a fost mâncat de arici. Arici. Da, deci punem ariciul ca să mai aibă miercuri ce rămâne. Nu, dar el a venit ca nevoie ca să poată lucra mai departe. Așa, da. Hai să vedem, hai să mergem, pe așa mai, da. O mai rumegăm. Da. La prânz, vulpea da. Mănâncă. Rămâne o vulpe și un arici. Deci acum, bun. Vulpea și un arici. Ați văzut că am adăugat două vulpi. Rămâne doi șerpi. Dar uite la ta. O vulpe și un arici. Dar puțin mai cine mănâncă la prânz? Vulpea mănâncă arici. Da, dar rămân și doi șerpi. Stai puțin, Davide, că sunt acolo doi șerpi, sunt. Dar noi dar vulpea mănâncă ariciu, da? Da. Da. Și trei vulpi care îi trebuie trei arici. Adică să avem și patru acolo, patru. Deci, doi șerpi. De a-i mânca. Să avem doi șerpi, trei vulpi și patru arici. Plus patru arici. Bun. Deci, vedeți, atenție multe, să vedeți cât de frumos. Și la micul dejun, acum ariciu mănâncă șarpele. La micul dejun. Patru arici, patru șerpi. Mănâncă șarpele, deci mănâncă... Patru arici, șase șerpi. Patru arici și șase șerpi. Șase șerpi. Șase șerpi. Patru arici, șase șerpi. Șase șerpi. Și trei vulpi. Plus trei vulpi. Și plus patru da, arici. Acolo. Dar profesor, dar am pus patru. Și acum îi punem în final. Așa. S-a terminat ziua din urmă. Oh, nu, opt arici. Că fiecare... Atenție. Șase. Ariciul mănâncă șarpele. Și trebuie să rămână patru arici.
8 arici, da? Dacă se întâmplă să las 4 arici, da. cei 6 șerpi, șarpele mănâncă, sau aricii mănâncă, arici mănâncă șarpele. Cei 4 arici mănâncă acești 6 șerpi. Nu, mănâncă doar 4 șerpi și rămân 2. Da. Da. E bine. Acum îi punem în josul paginii. Îi punem aici în josul paginii 6 șerpi plus 3 vulpi. 3 vulpi. Plus 4 arici. 4 arici. Și acum o luăm de la coadă. La cine mănâncă șarpele? Șarpele mănâncă vulpea. Adică 6 șerpi, 3 vulpi. 6 șerpi, 9 vulpi. Da? Deci, pe fiecare șarpe. Da. Faci 6 plus 9. Am înțeles, da. Că le trebuie și cele 3 vulpi de acolo din spate. Care vin din spate, sigur. Da, sunt 9. Deci 6 șerpi plus 9 vulpi. Plus 4 arici. Plus 4 arici. Acum mănâncă doar vulpea arici. Da. Păi sunt 9 vulpi acum. 9 vulpi vor mânca 9 arici. 12 arici. 9 și cu 3 și cu 4. 12. 9 și cu 4. Faci 13. Deci 6 șerpi plus 9 vulpi plus 13 arici. Și dimineața mănâncă ariciul șapele. Adică o să fie 19 șerpi. 13 arici mănâncă, vor mânca 13 șerpi. Și cu 6, 19 șerpi. 19 șerpi. Da. Deci asta e răspunsul. Da. Vor fi 19 arici. Și acum o luăm de sus, domn profesor, din dacă am făcut bine. Corect. Da. Acum o luăm și trebuie să vedem câte animale, adică trebuie să vedem... Păi ăla e numărul de animale. Nu. Câte animale, da. Erau. Din fiecare categorie. Păi 32 plus 9, 41. Câte animale erau acolo? Erau în total, da. Așa întreabă? Erau înainte de minute. Așa, da. Bun. Acum să vedem dacă lucrarea se produce. Ia vedeți, răspunsul e 41? Da. 41. Ne-am grăbit să vedem... Răspunsul. Vrem să vedem și lucrarea. Corect, lucrarea. Deci, haideți să zicem că am plecat, că știam noi că sunt 19 și el. Așa. Corect. 9 vulpi și 13 arici, vedem dacă merge lucrarea. Da. Bun. Dimineață. Minut. Da. Mănâncă și... Acum... Ariciu mănâncă 6. Deci 13 arici vor mânca... Și rămân 13 șerpi. Da. Și vor rămâne 6 șerpi. Perfect. 9 vulpi și cei 13 arici, că ei mănâncă. Da. Aici. Bun. Aici vulpea mănâncă. Vulpea mănâncă ariciul. Adică o să cele fie 9 vulpi și cei 4 arici. Vor mânca 9 arici. Da. Și vor rămâne 4 arici. Da. Bun. Și bun. 6, 9 și 4. Și acum, acum seara șarpele mănâncă vulpea. Da. Cei 6 șerpi mănâncă 6 vulpi și vă rămâne 3 vulpi. Da. Și rest coborâm. Cum sunt? Bun. E bine. Iar dimineața. Ariciu mănâncă șarpele. Cei 4 arici mănâncă 4 șerpi și rămân 2. Bun. Da. Apoi vulpea, cele 3 vulpi mănâncă 4 arici și rămân 2. Nu, cele 3 vulpi mănâncă 3 arici. 3 arici și rămân 1 arici. Perfect. Și apoi șerpi care mănâncă vulpile, 2 șerpi mănâncă 3 vulpi și rămână vulpe, 1 arici și cei 2 șerpi. Bun. Și apoi ariciu mănâncă un șarpe și o să rămână un șarpe, o vulpe și un arici. Corect. Vulpea mănâncă ariciu și rămâne șarpe și vulpea. Și apoi șarpele mănâncă vulpea și rămâne șarpe. Corect. Total 41 de animale au fost întâlnite. Așa e, ce fost! 41 de animale. A fost super! 41 animale. Super! Vezi de ce trebuia să adăugăm așa mereu? Super! Super frumoasă problema. Foarte frumoasă. Da. Hai să spunem că ne-ai ales o problemă tare. Faină. Adică te-ai învârtit tu. Acum datoria lui Talia. Nu, eu au ales-o. Da? Acum Talia de urmează. Am înțeles. Haideți să vedem încă o dată Darea, fericită Darea. Adică, să o spunem pe cea dreaptă, la prima citire, ai fost inspirată, că problema a sunat destul de ciudat. Da. Deci, sunt astea
Și dacă nu-ți dădeai seama, spunea că este numai un arici. Și asta cu mersul înapoi, plecatul cu mersul înapoi. Deci metoda a fost mersul înapoi. Înapoi. Îmi place că plece în problema asta, ador la copii. Da. Deci nu stă pe problemă. Chiar dacă aici sunt bâlbâieli. Da, se mai gândește că dormi geniu, dar pleacă în problema asta, îmi place. Deci înapoi. N-am altă soluție. Că informația mea dă aici. Corect. Rămâne un singur animal. Nu poți să știi. Deci două momente au fost tare. Ideea de a merge înapoi și a fixa șarpele. Corect. Deci două lucruri au avut aici performante. S-a gândit după cine rămâne. Doar dacă rămâne după cină, miercuri seara, un singur animal, pleacă bine. Uh-huh. Pleacă și bine, ideea că pleacă înapoi ca informație și că pleacă cu șarpele care l-are. Pleacă bine, da. Ce inspirație a avut autorul? Nu, autorul a avut ideea de construcție, dar eu vreau spune ca rezolvitor. Deci eu, rezolvitorul, el deja știe cât șerpi erau, cât așa, era așa. El s-a fixat așa. Păi nu că dacă nu plecai cu șarpele și nu plecai așa cu mersul înapoi, n-aveai nicio șansă să o faci. Și noi acum puteam să spunem că erau 20 șerpi, 10... Startul, un problem, a presupus metoda, mersul înapoi și cu informația bine tradusă, că după cină, rămâne doar șarpele. Corect. De aici a plecat, altfel n-ați fi putut să faceți problema. O să, acum mi-am minte să spun că rămân două animale, să vedeți ce probleme sunt. Doamna profesor, știu cum faceți, o să fie 20 de șerpi. Și eu m-am gândit la asta, o să poate fi bine că dacă ne dați... Complică rău de tot. Se complică mai tare, Daria. Crede-mă. Se complică rău. Nu sigur, acela șarpe pe care îl pun acolo să duce la 20 de șerpi. O să fie 2 șerpi, 4 colți. Doamna profesor, să știți că și eu m-am gândit la asta și dacă îmi dădeați cumva de mă să fac, așa făceam cu două animale și deja știu cum da, să... Da, dar trebuie să pleci cu altă regulă acolo. Dar nu merge. Nu mai merge regula asta. Nu e cu șarpe și așa, e alta, da. Nu se translează un singur șarpe și o vulpe. Da. Sunt doi șerpi și două mulți. Sunt două șerpi și două mulți. Daria. Înseamnă că asta o punem, dacă un șarpe a fost aici două în animale, astea două le pun aici. O să fie doi șerpi. Totul se translează, se trage de mișcarea asta. Dacă mai avem o mișcare. E ca și copii, ca și cum ai spune că șarpele nu mănâncă pulpea, știți? Translez toată șmecheria asta înapoi și rămâne asta să o calculez, pentru că asta zice să aici. E ca și mai bine că șarpele nu mănâncă vulpea. Știți? Și atunci se încurcă pentru că șarpii dacă nu mănâncă vulpea, cine mănâncă vulpea? Se lasă amândoi și nu știi cum să faci. Și mai greu de... Se translează puterea. Nu, se rămâne aceeași regulă, zice domnul profesor. Stai? Aceeași regulă. Rămâne și două animale. Dar rămân două animale. Șarpele și vulpea. Informația este că rămân după cină două animale. Păi da, vedeți că dacă rămâne și vulpea, rămâne și vulpea. Dar de ce nu amândoi șerpi, domnul profesor? Că doi șerpi. Dar domnul profesor vrea să translezi, nu vrea să fie șarpele și vulpele. O, să rămână. Da, așa vrea să rămână. Domnul profesor, am temă, sigur, că problema devine spectaculoasă. Nu. Domnul profesor, știți? Bine că mi-am dat o temă. Dumneavoastră ne-ați spus. Atunci când profesorul nu știe, haideți să știți mai alea, lăsăm tabelul. Nu, domn profesor, are un temă pentru mâine. Și domn profesor. Păi, perfect, voi rezolvați problema, noi... Păi, dar nu, că noi ne... Da, perfect. Nu, s-ar putea să mă fi repezi și eu. Da, domn profesor, aveți temă pentru mâine. Să rezolvăm că zis o problemă. E foarte tare discuția. Deci, mi-am dat o temă, așa am trebuit. Dacă noi nu știm, domn profesor, dumneavoastră ne-ați învățat. Ba, eu cred că mergeți cu șarpele și vulpea, domn profesor. Când profesorul nu știe, dă-te-mă acasă. Sigur că asta e. Ce-ți-a rămas. Dumneavoastră sunteți la manșă. Da. David, tu ai găsit o problemă frumoasă, domn profesor, e aici încă. Eu am găsit. Domn profesor. Și eu cred că merge cu șarpele. Putem să vă spunem ceva? Acum noi suntem locul dumneavoastră și tragem de timp. Da. Păi normal că noi acum adăugăm. Ce să adăugăm animale? Daviduță! Deci informația că rămân două... Nu, dar oricare două, ai zis că să le translăm. Așa m-am gândit, dar acum dau și mai dură chestia. Rămân două animale. Nu știu care sunt. Rămâne să clarific eu. Da, chiar foarte lung.
Deci rămân două animale. Sigur șarpele rămâne. Că el, el face, el mănâncă seara. Deci dacă două animale, doi șerpi vor rămâne, dacă le să respectăm regula. Buda nu are. Păi asta am zis și eu cu doi șerpi. Pentru că în final șarpele la mănâncă vulpea. Da, da, deci nu aveți cum, doamna profesor. Și puteți spune că doi șerpi contribuie și la mâncarea vulpii. Și atunci doi șerpi vom avea sus. Vulpii. Cei doi șerpi și... Cei doi șerpi aici și două vulpi care au trebuit să... Dacă le-o exact, să... și două vulpi și de aici plecăm. Dar dacă sunt dur și zic că rămân, rămân două animale diferite. Domn profesor vrea diferite. Da. Domn profesor... Înseamnă că rămâne șarpele și aici. Dar nu contează, nu contează, nu contează, domn profesor. Dacă au fost două vulpi... Pentru că aveți tema mult, da, dacă erau trei vulpi acolo. Doi șerpi și trei vulpi. Un șarpe și... două vulpi aici. Sau un șarpe și două vulpi, corect. Și atunci dacă au rămas de categorii diferite, neapărat șarpele au rămas. Da, și tot de acum, de acolo plecăm. Da, șarpe și vulpe. De șarpe și vulpe pe la domn profesor să rămână. Asta că am tradus noi. Da. Șarpe și vulpe. Deci rămâne aici șarpe, dacă l-am zis că rămân... Se poate. Dacă, domnul profesor, șarpe și vulpe. Păi dacă zice, păi dacă o să rămână un șarpe și vulpe, dacă șarpele mănâncă vulpea, domnul profesor. De-aia zic șarpe și aici, vedeți? Nu. Aici, la înainte de profesor, au fost șarpe și două vulpe atunci. Dar n-are cum, domn profesor, că dacă... Domn profesor, uitați-vă, domn profesor, dacă dumneavoastră ne spuneți... Că rămân șarpe și două vulpe, șarpele la mănâncă vulpe și rămână... Și mână șarpe și o vulpe. Șarpe și o vulpe. Deci am dat... M-ai prins! Sigur că da. Domn profesor, domn profesor, dacă dumneavoastră ne spuneți că rămân două... Aici avea sens problema, că spunea că rămâne un animal. Și acum rămân doi. Și să dai seama de acum, dacă rămân două, nu știu care poate rămâne. Ba, așa, ești un aici, poate rămâne un... Pentru că rămâne un șarpe și un... o vulpe. Și o vulpe. Vulpele sunt două, și dacă un șarpe mănâncă o vulpe, corect, rămân două. Știu, dar știu. Problema e mai dură, cum am dat eu, când am zis că rămân două animale, nici nu trebuie diferite. Să spun de categorii diferite. Nici nu trebuie să spun. Dar putea să rămână doi șerpi, atunci. Poți să rămân doi șerpi, da. Corect. Există posibilitatea. Mai bine să spunem ca să complicăm și o vulpe. Și mai așa. Da. Deci rămân două animale de categorii diferite. Diferite. Varianta șarpe și arici nu cred că merge. Dar poți să iei în discuție. Putem să o luăm în discuție. Dacă șarpe și arici, înseamnă că a fost aici șarpe, vulpe, vulpe și arici. Corect. Șarpe, vulpe, vulpe și arici. Deci, deci sunt două probleme. A spus păi două categorii diferite. Ușor. Că dacă rămâne șarpe, și, șarpe și vulpe, o luăm la fel, numai că mai sunt două animale. Hai să vezi, hai să vezi, nu? Tare de tot. E faină. Da, avem pentru acasă. Respectăm, eu, da? Ne aduceți mâine, vă rog frumos, fără întârzieri. Rezolvarea să o arătăm la cameră. Deci nu, nu se poate. A, deci spectacol ne dați număr de masă, vă verificăm înainte. Da, nu, arătăm la cameră. O scriem și noi pe caiete ca să nu spuneți că copiem. Da. Hai, mă, frumos, reticileții frumoase. Și apoi o să copiem. Luați loc, luați că asistați la un spectacol de rog frumos. Sper să vă faceți tema, domn profesor. Intrați, că este foarte mai frumos. Trebuie să vă faceți tema, domn profesor, este foarte important. Reprezintă jumătate din media dumneavoastră. Da. Deci, este domn profesor, nu, asta e bună. Hai, voi o faceți ca să nu ne păcălească, domn profesor, să o puteți verifica. Nu, deci noi încercăm să... Noi avem încredere. Nu, Daria, nu. Nu putem să avem încredere așa. Nu, Daria. Da. Nu, Daria. Suntem în momente care, fără să exagerez, momente, să spunem, istorice. Fără să o oră și 8 minute, domnul, nu am avut problema asta. Să oprim și dăm la al doilea. Dar...